Evenimentul de lansare a albumului anual a artelor Centrul Artistic Baia Mare 2016 a reunit mulți iubitori de artă, dar și oficialități. Volumul cuprinde lucrări recente ale artiștilor băimăreni, lucrări cu impact major în viața culturală a urbei. Această publicație arată că există o continuitate a Centrului Artistic Baia Mare, apoi vorbind de continuitate vis-a-vis de parteneriatul pe care îl avem cu municipalitatea, cu primăria municipiului Baia Mare, care finanțează în fiecare an acest proiect. La rândul său, primarul interimar al municipiului Baia Mare a subliniat că Anuala Artelor 2016 este o ediție aniversară, ce marchează 120 de ani de la momentul când au fost puse bazele Școlii Băimărene de Pictură. În urmă cu 120 de ani a luat naștere la Baia Mare un curent artistic care a realizat sub umbrela Școlii Băimărene de Pictură. De ce a câștigat renume această școală? Pentru că a fost la aceeași masă artiști români străini care prin dăruirea și profesionalismul lor au pus faimă în municipiul Baia Mare. Evenimentul a avut loc la sediul Muzeului Județean de Artă, Centrul Artistic Baia Mare.